Când să vând Bitcoin? Una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le-am primit până în prezent. Această întrebare este, la prima vedere, o întrebare logică pe care, la un moment dat, toți ne-o adresăm. Dar te-ai gândit că poate această întrebare este pusă prea devreme? Te-ai gândit că până la această întrebare mai sunt câteva întrebări pe care e important să ți le adresezi? Întrebări la care, dacă găsești răspuns, rezultatele tale vor fi exponențial mai mari când vine vorba de investiția în criptomonede. Calitatea vieții noastre este dată de calitatea întrebărilor pe care ni le adresăm. De cele mai multe ori, întrebările pe care ni le adresăm sunt greșite, nu răspunsurile la care ajungem. Povestea insulei pustii. Imaginează-ți că ai ajuns pe o insulă pustie împreună cu mine. Acolo avem toate resursele ca să trăim și ca formă de bani, fiecare dintre noi are câte o monedă de aur. Pe această insulă există resurse din belșug, dar bani absolut limitați, doar două monede. Pe insulă începem de la zero, nu există tehnologie, nu există unelte, suntem doar noi doi, două monede de aur, ca formă de bani și resurse din belșug. Singura șansă de supraviețuire este munca. Pentru a supraviețui, fiecare dintre noi începem să muncim și să ne specializăm în anumite domenii. Eu devin bun la pescuit pentru că pot să mențin respirația mai mult decât tine și cu ajutorul mâinilor mele agile pot să prind pești mult mai ușor. Tu devii bun la vânat pentru că alergi mai repede ca mine și ești bun la plonjatul pe burtă pentru a prinde iepurași. Cu banii mei, cumpăr de la tine ce ai vânat. Cu banii tăi, cumpăr de la mine ce am pescuit. Folosindu-ne doar de mâinile goale, fără unelte, fiecare dintre noi obține câte un pește și un iepuraș pe zi. Prețul acestor două bunuri, care sunt singurele din comerț, este dat de împărțirea lor la cele două monede din circulație. Adică un pește este egal o monedă de aur, un iepuraș este egal o monedă de aur. După câteva zile realizăm că producem prea puțin. Începem să muncim cu câteva ore în plus, să economisim mai multă mâncare. Mai multă mâncare ne permite să avem timp liber mai mult. Având timp mai mult, în care nu trebuie să vânăm sau să pescuim ca să supraviețuim, căutăm soluții în a ne dezvolta unelte care ne permit să ne creștem eficiența. Așa că cu 4 ore în plus de muncă pe zi, cu mâinile goale, reușim să economisim suficientă mâncare încât să supraviețuim câteva săptămâni. Am investit aceste săptămâni în tentative de a produce unelte. Eu am descoperit undița și tu sulița. Undița și sulița sunt capitalul produs din economisirea de mâncare care ne-a dat timp în care am putut supraviețui pentru a inova ca să producem mai mult cu un efort mai mic. Acum, eu pescuiesc 5 pești pe zi, tu vânezi 5 iepurași pe zi. Eu nu mai folosesc mâinile goale, iar tu nu mai alergi toată ziua. Cu un efort mai mic, producem mai mult. Dar în circulație sunt tot două monede, monedele fiind cea mai rară resursă de pe această insulă. Nici unul dintre noi nu poate și nu va putea produce mai multe monede de aur. Prețul bunurilor după invenția undiței și a suliței este 5 pești plus 5 iepurași este egal cu 10 bunuri. Două monede care reprezintă toți banii din circulație împărțit la 10 bunuri este egal cu 0,2 monedă per bun. Adică un iepuraș este egal cu 0,2 și un pește este egal cu 0,2. Putem observa că prețul a scăzut de 5 ori mai mult prin acțiunile noastre de a amâna recompensa imediată, economisind mâncare ca să putem supraviețui pentru a ne crea unelte care ne ajută să producem mai mult cu un efort mai mic. Produsul interbrut al insulei a crescut cu 500%, adică sunt de 5 ori mai multe bunuri în comerț decât au fost inițial. Descoperirea undiței și a suliței a creat o inflație de pești și de iepurași. Banii neputând fi produși sub nicio formă, au rămas la aceeași cantitate, adică două monede de aur.
Dacă înainte cu o monedă de aur cumpărai un pește, acum cu o monedă de aur cumperi 5. Ce a făcut ca bunurile să se ieftinească? Două lucruri. 1. Capitalul de producție, adică undița și sulița, care a făcut să crească producția de bunuri cu costuri mai mici de producție. Și 2. Banii care nu pot fi produși. Inexistența unei metode de a produce mai mulți bani cu costuri mai mici. Asta a creat o devalorizare a bunurilor în raport cu banii din circulație. Astfel, puterea de cumpărare a banilor a crescut în raport cu bunurile. Acum să revenim la viața reală. Povestea de mai sus este o simplificare ce demonstrează cum tehnologia și descoperirile tehnologice au dus la posibilitatea de a produce bunuri și servicii accesibile la prețuri din ce în ce mai mici. Asta a crescut accesibilitatea și un procent din ce în ce mai mare din populația globului are acces la produse și servicii care în trecut erau disponibile doar celor care erau înstăriți financiar. Un alt exemplu, în anul 1982, cumpărai un hard disk de 8,4 MB cu $4,495. Ca să înțelegi, 1024 de MB este egal cu 1 GB. 1024 de GB este egal cu 1 TB. Acum poți avea un hard de 1 TB la aproximativ $60. Costul per megabyte pentru hardul din imagine a fost în 1982 de $535 per megabyte. Acum costul pe 1 megabyte pentru un hard disk de 1 terabyte este de 0,00006 cenți. Problema banilor actuali. Istoric vorbind, tehnologia a creat deflație. A făcut ca costul de producție a bunurilor și serviciilor să scadă, adică a produs pentru noi valoare la costuri mai mici. Singura tehnologie care nu s-a dezvoltat de mai bine de 100 de ani este tehnologia banilor. Banii încă funcționează pe o tehnologie veche. Această tehnologie care nu a mai fost actualizată din anii 70 are o taxă ascunsă pe care orice persoană o plătește fie vrea, fie nu. Această taxă ascunsă este inflația. Inflația este devalorizarea monedei prin creșterea masei monetare. Sau inflația este o metodă de a printa bani fără niciun cost. Acest sistem învechit încurajează tipăritul de bani din nimic de către cei care sunt la conducerea lui. $26 în prezent au o putere de cumpărare la fel de mare ca a unui dolar în 1913. În videoul ce urmează, îl avem pe directorul Rezervei Federale, care spune în 30 de secunde clar cum Rezerva Federală are puterea de a printa bani din nimic. Simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we as a central bank, we have the ability to create money digitally, and we do that by buying treasury bills or bonds or other government guaranteed securities, and that actually increases the money supply. We also print actual currency and we distribute that through the Federal Reserve Bank. Sistemul actual și banii fiduciari. Banii pe care îi folosim în fiecare zi se numesc bani fiduciari. Fiduciar înseamnă fictiv. Deci, în momentul de față, avem un sistem fiduciar de producție a banilor bazat pe deciziile unor oameni aleși. Acest sistem funcționează conform principiilor economistului John Maynard Keynes. Teoria economiei keynesiene ne spune că producția monetară o să fie controlată de niște intermediari în funcție de condițiile economice. Dacă suntem în condiții de criză, economia va fi stimulată prin printare de bani. Dacă suntem în condiții de creștere economică, costul printării de bani din timpul crizei va fi plătit prin reducerea masei monetare din circulație. Asta în teorie. În practică, nu prea se întâmplă asta. Mai specific, există niște oameni care în spatele cortinei decid cum controlează economia globală.
Dacă ar fi ca în teorie, probabil nu ar exista inflație și monedele nu și-ar pierde din valoare. Dar lăcomia celor care au putere eclipsează teoria. Nu știm niciodată cu exactitate câți bani sunt în circulație. Totul este un circ politic care în ultima 100 de ani a creat mai mult rău decât bine. Acest sistem keynesian este o combinație între capitalism și comunism. Este undeva la mijloc. Dacă în comunism existau planurile cincinale, în keynesianism există decizii arbitrare de mărire sau nu a masei monetare prin creșterea sau scăderea dobânzii de referință a rezervei federale. Pe scurt, cam pe asta se bazează acest sistem monetar. Un sistem politic care de fapt nu are o politică monetară transparentă, nu este corect și are un istoric de distrugere a monedelor prin inflație. În ciuda faptului că tehnologia de-a lungul timpului a creat deflație în producția de servicii și produse, sistemul fiduciar pe care îl folosim a creat inflație în masa monetară. Diferența dintre deflația creată de tehnologie prin reducerea costurilor de producție și inflația creată de tipărirea de monedă este surplusul de valoare care a fost extras de cei care sunt cei mai aproape de mașina de tipărit bani. Singura tehnologie care nu s-a dezvoltat pentru a crea valoare, ci pentru a extrage valoare în timp de la populație, este tehnologia banilor. Cum ar arăta o tehnologie mai avansată de bani? Cum ar arăta banii 2.0? O tehnologie mai avansată de bani trebuie să rezolve problemele cele mai mari pe care le are sistemul actual monetar. Trebuie să servească omenirea și nu un grup ales de persoane. Surplusul de capital creat de tehnologie trebuie distribuit celor care dețin această nouă formă de bani și nu să fie preluat de cei care sunt la cârma monopolului de producție monetară. Problemele pe care ar trebui să le rezolve sunt: problema intermediarului. Banii 2.0 au proprietățile banilor cash, dar pe internet. Adică poți transfera valoare oriunde în lume fără necesitatea unui intermediar, ca și cum ai da bani cash unei persoane direct în mână. Problema inflației și devalorizării în timp. Banii 2.0 au o masă monetară fixă. 21 de milioane de unități, din care fiecare unitate poate fi divizată cu 100 de milioane de părți. Masa monetară maximă în circulație va fi 21 de milioane ori 100 de milioane, adică 2,1 trilioane de subunități. Asta garantează că surplusul de capital generat prin eficiența dezvoltării tehnologice poate să meargă în creșterea puterii de cumpărare a celor care dețin această formă de bani. Problema transparenței. Banii 2.0 au o politică monetară transparentă verificabilă, se poate estima foarte ușor câți bani au fost emiși și câți se vor emite până la atingerea numărului finit de unități. Problema monopolului de producție. Banii 2.0 au o producție monetară democrată la care oricine poate participa. Banii sunt produși de oameni, nu de niște entități special alese de stat. Problema politică. Banii 2.0 sunt neutri, fiind produși de oameni din toate țările lumii, fără necesitatea unui intermediar, fac ca acest nou sistem monetar să fie apolitic. Oricine poate folosi această nouă tehnologie, e nevoie doar de internet. Acestei tehnologii a banilor nu îi pasă cine ești, ce religie ai, câți ani ai, dacă statul tău are sau nu sancțiuni economice, etc. Problema cenzurii. Nimeni și nimic nu poate opri transferul de bani de la egal la egal în această nouă tehnologie a banilor. Dacă până acum sistemul clasic financiar putea cenzura țări întregi, banii 2.0 sunt rezistenți la cenzură. Nimeni și nimic nu poate să-ți pună poprire pe valoarea pe care o deții. Problema transferului internațional al valorii. Dacă până acum dura câteva zile să poți trimite valoare dintr-o țară în alta, acum oricine poate trimite valoare în maximum
10 minute oriunde pe glob. Problema încrederii și a posibilității de verificare. Până acum aveai nevoie de încrederea într-un intermediar pentru tot ce ține de finanțe. Intermediar pe care nu aveai cum să-l verifici dacă este corect sau nu. Cu noua tehnologie a banilor, nu mai ai nevoie de încrederea într-un intermediar. Totul poate fi verificat. Ai nevoie de încredere doar atunci când nu poți verifica. Problema imobilității. O tranzacție în sistemul clasic poate fi reversibilă. În noul sistem, nimeni și nimic nu poate modifica tranzacțiile. Tranzacțiile sunt imuabile. Problema guvernării arbitrare. În sistemul clasic există o mână de oameni care pot guverna cum vor ei politica monetară a planetei, ei deținând monopolul de producție și puterea de decizie. Banii 2.0 au o guvernare descentralizată și este legată de realitatea obiectivă prin termodinamică și fizică. Guvernarea se bazează pe o politică monetară clară și verificabilă scrisă în codul sursă, fără posibilitatea de modificare. Problema costului inexistent în creșterea masei monetare. Dacă până în prezent inflația era inevitabilă prin simplu fapt că nu există un cost în producția monetară, asta încurajând lăcomia celor care sunt aproape de presa de tipărit, acest lucru s-a schimbat. Banii 2.0 au un cost de producție din ce în ce mai ridicat prin politica monetară stabilită din prima zi, care spune că odată la 4 ani se înjumătățește cantitatea monetară care intră în circulație. Deci, odată la 4 ani, pentru a obține aceeași cantitate de bani, cel puțin se dublează cantitatea de resurse finite de care ai nevoie. Acest lucru nu poate fi modificat. Pe scurt, nu există inflație și producția acestor bani este mai dificilă decât producerea oricărui alt lucru de pe acest pământ. Politica monetară previne ca dezvoltarea tehnologică să poată să reducă costul de producție a acestei noi forme de bani prin ajustarea dificultății de minerit. Cum ar fi să existe această nouă tehnologie a banilor? Banii 2.0. În povestea de la începutul acestui articol sau acestui video, ți-am ilustrat cum dezvoltarea tehnologică reduce costul de producție a oricărui bun sau serviciu și cum acest fapt face ca lucrurile să se ieftinească în raport cu masa monetară. Într-o lume în care producția monetară nu poate fi eficientizată la fel ca producția serviciilor sau a produselor, unde banii sunt absolut fixi și imposibil de produs peste un număr limitat, cei care vor adopta această nouă formă de bani vor avea o putere mai mare de cumpărare în viitor doar prin simplu fapt că tehnologia poate reduce costurile bunurilor și al serviciilor din circulație, dar nu poate reduce costul producerii de noi unități monetare. Din contră, în această lume, producția monetară devine din ce în ce mai costisitoare cu cât înaintăm în timp. Puterea de cumpărare a acestei noi forme de bani va avea o creștere constantă, direct proporțională cu dezvoltarea tehnologică globală care va ieftini bunurile și serviciile. Cum ar fi dacă acea poveste ar fi reală? Cum ar fi să existe niște bani care sunt imposibil de produs peste o anumită limită? Cum ar fi să existe o formă de bani cărora, în loc să le scadă, să le crească puterea de cumpărare în timp? Această tehnologie a banilor 2.0 există din 2009 și se numește Bitcoin cu B mare, iar banii acestei tehnologii sunt numiți Bitcoin cu B mic. În acest moment, nu toată lumea este conștientă de aceste proprietăți ale acestei noi tehnologii monetare numite Bitcoin. Ieftinirea tuturor lucrurilor a început deja exact ca în povestea insulei. Chiar dacă Bitcoin a scăzut cu 70% de la record, e destul să privim în urmă și putem observa cum toate lucrurile s-au ieftinit în raport cu această nouă formă de bani. Hai să ne uităm în urmă cu 10 ani să vedem.
În urmă cu 10 ani, puteai cumpăra o locuință în Statele Unite ale Americii cu aproximativ 14.600 de bitcoin. Acum, cu 14.600 de bitcoin, îți cumperi 900 de locuințe. În prezent, o locuință în Statele Unite ale Americii are prețul mediu de aproximativ 16 bitcoin. Ăsta e doar un exemplu, dar dacă te uiți în trecut, toate lucrurile s-au ieftinit în raport cu bitcoin. Combustibil, lemn, zahăr, aur, argint, mașini, etc. Pot spune că 10 ani e mult, dar chiar și în ultimii 5 ani totul s-a ieftinit în raport cu bitcoin. Uite o poză cu costul caselor din Statele Unite ale Americii în raport cu bitcoin în urmă cu 5 ani. Într-o lume în care tehnologia permite eficientizarea și reducerea costului la toate produsele și serviciile, mai puțin la mijlocul monetar prin care se face comerțul, acesta va avea o putere de cumpărare din ce în ce mai mare în timp. Pentru cei care vor economisi în această nouă formă de bani, viitorul va fi din ce în ce mai ușor. Când e bine să vindem bitcoin? Bazându-ne doar pe economia de bază a pieței libere, care de-a lungul istoriei a încurajat inovația și competitivitatea, și dând la o parte tot ce ține de speculație și trading, putem observa că acestei noi forme de bani îi va crește constant valoarea în timp. Asta poate fi ilustrată în următoarea formulă. Infinit supra 21 de milioane. Unde infinit reprezintă toate bunurile și serviciile care se vor produce în viitor din ce în ce mai ieftin datorită tehnologiei, pieței libere și competitivității. Și 21 de milioane reprezintă masa monetară absolut maximă care se va produce vreodată în această nouă tehnologie monetară și care este imună la dezvoltarea tehnologică prin ajustarea dificultății de minerit. O să vorbesc într-un alt video ce este această ajustare. Știind asta, putem deduce că decizia de a vinde Bitcoin în schimbul unei forme de bani inferioare tehnologic este ca și cum ai vrea să treci de la internetul de mare viteză accesibil azi la dial-up. În realitate, când vizi Bitcoin, pentru dolari faci o schimbare de tehnologie monetară. Schimbi o tehnologie superioară de bani pentru una inferioară, coruptă, căreia îi scade constant valoarea. Acum putem răspunde mai clar. Când e bine să vindem Bitcoin? Răspunsul meu, ideal, niciodată. Poate te întrebi, șocat, cum niciodată? Bazându-ne pe faptul că este o tehnologie nouă și superioară de bani care cel mai probabil se va aprecia în raport cu bunurile și serviciile datorită proprietăților pe care le are, ideal ar fi să nu-l vindem niciodată. De ce ai vinde ceva care se apreciază în medie cu peste 50% pe an? Revenind de la începutul videoului, unde ziceam de calitatea întrebărilor pe care ni le adresăm, acum, înțelegând mai profund ce e Bitcoin, întrebarea corectă este: cum putem beneficia de lichiditate fără să schimbăm o tehnologie superioară de bani pentru una inferioară? Soluția cea mai bună este să iei împrumut bani fiduciar oferind Bitcoin ca și garanție. Așa poți beneficia de lichiditate fără să renunți la o formă de bani superioară în favoarea uneia inferioare. Sunt câteva site-uri unde poți gira cu Bitcoin ca să iei împrumut în bani fiduciari. Acest video ilustrează doar unul dintre multele argumente care creează un scenariu pozitiv în viitor pentru Bitcoin. Din 2009 avem o nouă formă de bani care crește în popularitate. Chiar în acest moment asistăm la un vot între sistemul clasic și cel nou, între standardul fiduciar și standardul Bitcoin. Și uitându-ne pe un grafic, putem observa cum de 13 ani din ce în ce mai multă lume votează standardul Bitcoin. Nu este târziu să înveți despre Bitcoin, nu este târziu să schimbi viața cu ajutorul Bitcoin. E nevoie doar de răbdare și de curiozitate. Bitcoin nu te va face bogat peste noapte, ci te va face bogat într-un ritm lent, dar sigur.
Dacă ai urmărit până aici, cel mai probabil tu vei face parte din categoria de oameni care va avea un viitor liniștit și lipsit de probleme și lipsuri materiale. Cu cât vei înțelege mai bine Bitcoin, cu atât vei dori să ai mai mult și cu cât deții mai mult, cu atât viitorul tău va fi mai ușor. Bitcoin, din punctul meu de vedere, este o ocazie unică în viață de a acumula avere pentru următoarele generații. Instabilitatea lui sau volatilitatea este doar prețul pe care trebuie să-l plătim pentru a beneficia de un viitor lipsit de griji materiale. Îți mulțumesc că ai urmărit acest video. Nu uita, apasă like, dă subscribe și dacă ți-a plăcut acest nou format, îți recomand să îmi lași mai jos un comentariu și să mă încurajezi să continui să fac videouri mai lungi de genul acesta, pentru că într-un video de genul acesta este foarte multă muncă investită. O zi cât mai frumoasă! Numai bine!